Cu prilejul prăznuirii Sfintei Mare Mucenițe Cristina, care a avut loc vinerea trecută, preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Biserica Românească cu hramul Învierea Domnului din Trieste, Italia. Slujba a fost săvârșită cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, pentru care ierarhul din Ungaria a adus un cuvânt de mulțumire. Slujirea de la Trieste a constituit încheierea pelerinajului pe care preasfințitul Părinte Siluan, împreună cu viețuitori de la centrul eparhial din Jula și de la Mănăstirea Robaia, din Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, l-au efectuat la mai multe biserici, mănăstiri și alte obiective culturale din numeroase țări occidentale în perioada perioada 14-24 iulie.